Uneori copiii mănâncă chestii destul de ciudate. De exemplu, mere care sunt încă necoapte, bomboane cu niște suc acidul la după, furnici, chiar și nisip. Dar în cazul cu puii de elefanți, dieta neobișnuită nu e un mod de a cunoaște lumea din jur, fiindcă aceștia mănâncă fecale. De cele mai deseori se întâmplă atunci când aceștia trec de la lapte la hrană solidă. Nu, eu nu am încurcat nimic și nu am făcut o greșeală. Și nici ei nu au făcut o greșeală. Este o alegere conștientă și importantă. Împreună cu fecale primesc bacteriile necesare pentru a digera plantele. Totul e din cauza că de la naștere stomacul puiilor de elefanți este steril și fără aceste bacterii nu ar putea să primească nutrienții necesari din plante. Aceleași bacterii sunt necesare pentru a întări sistemul imunitar. În adăpost unde cresc puii orfani de elefanți, muncitorii trebuie să caute zilnic fecale proaspete de elefanți ca să-i hrănească apoi. Sună nu ca cel mai fain job și nici ca cel mai fain fel de mâncare, dar nu vă faceți griji. Pentru ei este absolut ok și oamenilor nu le este greu în căutare. Un elefant matur poate să producă până la 100 de kilograme de fecale pe zi. Elefanții își fac nevoile de 12-15 ori pe zi, deci să ratezi un eveniment de genul ăsta este aproape imposibil. Dacă credeți că mâncatul fecalelor este doar o chestie a elefanților, nu aveți dreptate. De acest fel de mâncare au nevoie mulți pui ale animalelor, rinocerii, hipopotamii, panda, koala, mistreții. Acest fenomen se numește coprofagie, iar odată ce am menționat urși și coala, merită să vă povestesc mai mult și mai detaliat despre ei, pentru că anume ei au adus hrănitul puilor cu fecale la cu totul alt nivel. Aceste animale adorabile de pluș locuiesc în pădurile de eucalipt și se hrănesc în principal cu frunze de eucalipt. Dar nu poți să începi să mănânci frunze de eucalipt într-o dată, chiar dacă toți strămoșii tăi secole întregi s-au hrănit cu ele. Este necesară o pregătire. Când puiul împlinește jumătate de an, organismul mamei începe să producă un deliciu special, un fel de terci de fecale, din frunze de eucalipt semi-digerate și multe bacterii simbiotice. Nu sunt chiar materii fecale, ci o formă mai timpurie ale lor. Nu pot să-mi imaginez ce emoții au micii coala când trebuie să mănânce acest terci. Dar această hrană îmbogățită cu bacterii servește ca o sursă suplimentară de proteine. Asta îi ajută pe pui să treacă mai rapid de la laptele matern la dieta din frunze de eucalipt. Producerea acestui terci durează o lună. În locul puiilor coala m-aș bucura enorm că durează doar atât și noi încă ne plângem că nu vrem să mâncăm terci de al nostru. Pinguinii au și ei o relație specială cu fecalele. Le folosesc pentru a topi zăpada și e foarte efectivă această relație. Nu m-aș mira dacă aș afla odată că pinguinii sunt vinovați de încălzirea globală. Totul e simplu. Pinguinii trăiesc în mijlocul câmpiilor acoperite cu zăpadă. Își fac nevoile în același loc unde trăiesc. Fecalele schimbă cantitatea de lumină și căldură absorbită de zăpadă. Zăpada devine mai întunecată, deci se topește mai rapid. Astfel, pinguinii primesc un loc curat pentru cuib, unde pot să producă urmași sănătoși. Cum curat? Destul de murdar, dar cald. Pentru topirea zăpezii, pinguinii nu trebuie să depună prea mult efort, ca și în cazul cu elefanții. Aceste păsări sunt campioni în producerea de fecale, mai ales când merge vorba despre distanțe. Dacă la Jocurile Olimpice s-au acordat medalii pentru defecarea la distanțe mari, pinguinii sigur că ar fi luat aurul. Oamenii de știință au calculat că pinguinii pot arunca jeturi de excremente la o distanță care întrece de aproximativ 2 ori lungimea propriului lor corp. Aceștia generează destulă energie pentru ca fecalele să zboare cu 8 km pe oră. Acestea aterizează la 134 de centimetri de la pinguin. Ok, haideți să ne îndepărtăm de la subiectul fecalelor la ceva mult mai plăcut. De exemplu, la delfini și pisici de mare. Ambii adoră să mănânce caracatițe. Este gustos, hrănitor, practic o delicatesă. Dar în iarba înaltă acvatică este greu să le găsești, dacă nu ești pisică de mare. Aceasta înoată pe deasupra ierbii în căutarea caracatițelor, iar delfinii înoată după ea, așteptând momentul potrivit. La urma urmei, pisica de mare sperie prada, iar delfinul o înșfacă, fiindcă celălalt nu are timp să o facă. Și iată, așa e mereu în proiectele de grup. Lucrează unul, iar toate bonusurile se duc la altcineva.
Dar e inutil să le reproșezi delfinilor că nu acționează corect, fiindcă în sălbăticie totul așa și funcționează. Dacă ai pierdut un minim de energie pentru a dobândi hrana, bravo! Evoluția e mulțumită de tine! Pentru asta lupii s-au învățat să mănânce fructe de pădure. Cercetarea publicată în jurnalul Wildlife Society Bulletin sugerează că afinele sălbatice pot fi o sursă de hrană pentru lupi. Mai mult decât atât, poate constitui până la 83% din dieta de iulie a lupilor din Parcul Național Wagers. Anume acolo au avut loc cercetările. Vara cresc suficient de multe afine și e ușor să dai de ele. E mai simplu să stai și să le mănânci decât să alergi prin pădure după căprioare sau castori. Cu afine sunt hrăniți și puii de lup, când părinții nu reușesc să dobândească ceva din carne. Cu părere de rău, afinele au un conținut scăzut de calorii, în schimb au mulți antioxidanți, vitamina C, vitamina K și fibre. Toate astea pot să susțină destul de bine sistemul imunitar și să le ofere puiilor de lup un start bun în viață. Mortalitatea puiilor este de la 30-60%. De obicei, în asta sunt vinovate bolile și prădătorii. Afinele nu vor ajuta contra prădătorilor, desigur că, dar împotriva bolilor pot să protejeze. Lupii, în general, se descurcă bine în probleme de supraviețuire și adaptare. De exemplu, pot să se adapteze la viața lângă apă. S-ar părea că nici n-ai la ce te adapta. Iată apa, iată peștele în apă și ia și mănâncă. Dar chiar și strămoșii noștri care cândva s-au stabilit lângă apă au avut nevoie de foarte mult timp ca să înceapă să prindă pește, nu să adune tot ce se găsește la mal. Lupul de pe insula Vancouver este o subspecie specială. Acești prădători trăiesc pe insulele de la granița nord-vestului Pacificului, pe coasta Americii de Nord. Insula Vancouver găzduiește mai mult de 180 de indivizi și toți înoată ca peștii. Serios, acești lupi pot să înoate kilometri întregi. Cândva oamenii de știință credeau că așa prădătorii ajung în noi terenuri de vânătoare, dar apoi au aflat că lupii se hrănesc cu darurile mării. Sursa principală de hrană a lupului de pe insula Vancouver sunt fructele de mare și peștii, care constituie 90% din dietă. Somonul, un sfert. De asemenea, mănâncă scoici, moluște, icre de herring, vidre de râu, corpuri de balene moarte. Ei nu duc un mod sedentar de viață și majoritatea migrează pe arhipelag, înotând de pe o insulă pe alta pe tot parcursul anului. Uneori urmează somonul, uneori înoată acolo unde vor. Cât timp lupii caută noi surse de hrană, aceste broaște au inventat o nouă modalitate de a se proteja de prădători. Când ești broască, nu ai prea multe variante. Să fugi rapid, să fii invizibilă sau să fii foarte otrăvitoare. Broasca Smilisca Sila nu a fost prea norocoasă la capitolul otravă, dar nici să se ascundă permanent nu poate. Trebuie cumva să se reproducă, iar pentru a atrage partenerul trebuie să cânte. Problema e că cântatul puternic al broaștelor atrage prădătorii. Smilisca a găsit însă soluția. Ele își sincronizează perfect cântecele de nuntă cu sunetele rudelor, astfel creează iluzii auditive și astfel maschează semnalele lor de la prădători, care pur și simplu nu pot înțelege în ce direcție se află hrana. Oamenii de știință au observat că dacă broaștele nu își sincronizează cântatul cu altele, devin cina cuiva mult mai des. În același timp, femelele acestei specii pot să recunoască iluzia și sunt la fel de interesate de toate glasurile din acest cor. Peștii de recif au găsit altă modalitate. Ei strigă la prădători pentru a-i speria. Păi cum strigă? E greu să strigi când ești pește. Când pielea lor este atinsă de colții prădătorilor, peștii de recif emit un semnal chimic special, un strigăt de ajutor. Cam aceeași se întâmplă pe uscat, când o pasăre începe să strige. Asta ridică tot stolul și astfel este evitată întâlnirea cu prădătorul. Biologii au aflat că peștii de recif urmează o altă logică. Strigătul lor de ajutor nu are ca scop salvarea altor pești, ci pentru a atrage mai mulți pești prădători. Ce? Ce logică are asta? Căci cu cât mai mulți prădători, cu atât mai puține șanse de a supraviețui, dar în realitate probabilitatea de a se salva și de a se ascunde crește cu 40%. Totul e datorită faptului că prădătorii se împing și încearcă să ia prada unul de la celălalt. Să fugi în așa condiții este mult mai simplu. Dacă modalitățile de protecție împotriva prădătorilor încă par ceva normal pentru lumea sălbatică, invenția uneltelor este o adevărată surpriză. Astfel, acești papagali s-au învățat să folosească pietre de moară.
Ei folosesc petricire de diferite forme sau semințe de curmale pentru a zdrobi și măcina cochiliile moluștelor. Au nevoie de moluște ca sursă de calciu. Le zdrobesc activ și în special în perioada când trebuie să depună ouă. De la sine, aceste cochilii sunt inutile, căci sunt prea mari pentru ca pasărea să le înghită. Altă treabă e materialul ce acoperă aceste cochilii. E plin de calciu și ușor de îngerat. S-au învățat să-l răzuiască, apoi să-și lingă instrumentele. Se pare că e o ocupație care consumă energie, dar se pare că merită. Mai ales că papagalii au destulă energie. Altă treabă sunt rechinii ciocane. Biologii au aflat că de cele mai multe ori înoată pe o parte. Asta nu-i ajută să urmărească prada, nu, chiar îi împiedică, dar îi ajută să economisească energie. Nu ne vom adânci în formule și cifre, voi spune doar că după părerea oamenilor de știință, economia energiei de înot pe o parte ajunge la 8% și e destul de mult când trebuie să înoți la distanțe mari, plus că poate să treacă rapid de la modul relaxare la modul de atac, de îndată ce va fi nevoie. La urma urmei, oceanele sunt periculoase, nu poți să stai așa chill legănându-te pe valuri, mai ales dacă ești mic. De aia delfinii nou născuți împreună cu mamele lor s-au obișnuit să nu doarmă o lună întreagă. Indivizii maturi dorm 5-8 ore pe zi, plutind pe deasupra sau la fund. Dar ăștia sunt maturii care pot să se protejeze. Oamenii de știință au aflat că pentru nou-născuți și mamele lor e absolut normală o astfel de insomnie prelungită. Nivelul lor de stres era normal, înseamnă că organismul cumva s-a adaptat la lipsa somnului. Incredibil! Da, aș vrea și eu așa. Ce multe aș putea face! Până când biologii nu înțeleg cum delfinii și balenele ucigași reușesc asta, dar sigur se mișcă constant. Asta ajută să se protejeze de prădători și să mențină temperatura corpului, până puii nu vor pune masă musculară și grăsime. Insomniile de asemenea le permit să plutească la suprafață pentru a respira, iar asta ajută corpul și creierul să se dezvolte. Pe fundalul acestor adaptări complexe la viața dificilă în sălbăticie, merită să ne așteptăm la orice din partea primatelor, la ceva special. Maimuța lui Sykes sau maimuța cu gât alb. Această specie se găsește între Etiopia și Africa de Sud. Cercetătorii studiau cum maimuțele studiau cercetătorii. Aceștia comparau comportamentul lor când oamenii nu erau prin apropiere și când erau. Ele nu doar se comportau diferit, ci puteau să profite de prezența oamenilor. Logica era destul de simplă. Cât oamenii erau aproape, leoparzii și alți prădători se țineau departe. Maimuțele au început să coboare la pământ mai des, deși evitau să o facă. În general, s-au relaxat. Puteau să deosebească cercetătorii de vânători. Înțelegeau că nu poartă nicio amenințare. Putem spune că maimuțele foloseau oamenii ca scut uman. Din fericire, leoparzii nu au încercat să atace. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din acest episod. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!